punct de cotituri pentru SUA, Donald Trump a luat decizia care poate porni un nou război, surse NIT. Presubliniere-dintele american Donald Trump l-a informat marci pe omologul său francez Emmanuel Macron ce intenționează să anunce retragerea Statelor Unite din acordul nuclear iranian, potrivit unei persoane la curent cu această conversație, relatează The New York Times, NIT, potrivit News. Trump rupe astfel o realizare fără în politica externă a predecesorului său Barack Obama, izolează Statele Unite de aliacilor, sublinierei le plasează într-un dezacord sublinierei mai puternic cu adversarilor în dosarul iranian. Statele Unite se pregătesc să reintroduc toate sancțiunile pe care le-a ridicat în cadrul acordului în dosarul nuclear iranian, sublinierei se impun penalități economice suplimentare, potrivit sursei citate. Alt surs la curent cu negocierile în vederea menținerii acordului încheiat în 2015 la Viena a declarat ce negocierile au subliniere-uat din cauza insistenței lui Trump de a se menține limite stricte ale producției de combustibil nuclear iranian după 2030. Acordul în vigoare ridică aceste interdicții. Trump intenționează, sublinierei anunce oficial decizia marci, la ora locală 1400-2100, ora României, la Casa Albă. Decizia presubliniere-dintelui american, mult anticipat sublinierei amplu mediatizat, arunc prelațiile Americii cu aliacii europeni într-o profundă incertitudine. Europenii s-au angajat să rămână în acord, ceea ce precizează perspectiva unei confruntări diplomatice sublinierei economice în perspectiva reimpunerii Iranului unor sancțiuni americane dure. Această decizie precizează totodată amplificarea tensiunilor Statelor Unite cu Rusia, sublinierei China, care sunt, de asemenea, pârcii ale acordului de la Viena. Această decizie îndeplinește, subliniere-te, una dintre promisiunile adesea reiterate ale campaniei lui Trump, sublinierei a fost luat în pofida unui lobby personal puternic al unor lideri europeni, sublinierei unor încercări intense de găsire a unor soluții care să le satisfac pe locatarul Casei Albe. Consilierii săi l-au convins în două rânduri, anul trecut, să nu ia această decizie. Însă Trump a spus că sublinierea i-a pierdut răbdarea în privința acordului, iar printr-o echipă de consilieri mai belicoasă, condus de secretarul de stat Mike Pompeo, sublinierei consilierul pe probleme de securitate național John Bolton, presubliniere dintele a întâmpinat mai puțin rezistent intern de această dată.